În studioul de radio Mușcel FM în Antistres 36 a fost filmată o nouă ediție a emisiunii de școală veche în format câștigător, Avangarda Performanței la Mușcel TV, cu o invitată specială creativă, optimistă și foarte ambițioasă, Felicia Gănescu, inițiatoarea și coordonatoarea proiectului musical cu caroliștii de la Colegiul Național Pedagogic Carol I, un demers unic în câmpul lung Mușcel și, probabil, un model la nivel național pentru instituții de învățământ. Au fost parcurse toate capitolele clasice ale emisiunii, iar în cadrul interviului, Felicia a povestit mai multe aspecte captivante și benefice pentru starea de spirit a publicului. Alegerea Colegiului Național Pedagogic Carol I, dar și în activitățile pe care tu le desfășori. De mic copil mi-a plăcut să cânt, să dansez și țin minte că îmi spunea mama că mă jucam prin bucătărie cu lingurile și mă prefăceam că sunt microfoane și mă cățăram pe dulapuri și dansam și chiar mă distram. Cred că această pasiune pentru muzică și pentru dans e din familie, pentru că și părinții mei au activat în domeniul acesta, mama mea termină tot Colegiul Național Pedagogic Carol I. M-au influențat foarte mult desenele, serialele. În vremea aceea, când eram eu mică, existau niște seriale la televizor care asta arătau. Cum niște copii pun în scenă musical-uri, cum dansează, cântă, se distrează și cred că asta m-a făcut să aleg să fac canto, pentru că fac canto de mai bine de 10 ani. Wow, la felicitări! Fel, mulțumesc, la fel și dansuri. Și automat m-a influențat și să vin la acest colegiu, pentru că știam că aici se îmbină foarte bine învățătura cu ceea ce îmi place să fac în timpul liber, respectiv dansul și muzica. Și știam că aici voi fi sprijinită și că voi avea tot felul de oportunități. Foarte frumos spus, apreciem punctul tău de vedere și modul în care ne-ai împărtășit aceste lucruri. Îi salutăm cu drag pe părinții tăi și cu deosebit respect. Felicia ne-a oferit mai multe detalii, inclusiv despre participarea într-un schimb de experiență educațional desfășurat zilele acestea în Olanda, dar și despre ceea ce o motivează, despre obstacole și perseverență în depășirea lor prin proiectele pe care le coordonează și le realizează împreună cu o echipă formidabilă de caroliști. Care au fost pentru tine cele mai mari dificultăți în acest sens? Poate, nu știu, din perspectiva aceasta de organizare. Cred că, iarăși, este destul de greu să nu ai un moment doar de 10-15 minute, ci un musical aproape de o oră. Dacă ar fi filmat din mai multe unghiuri, ar ieși un film artistic. Da, este foarte greu, așa cum ai spus și tu, să transmiți emoția și noi nu suntem numai cântăreți, suntem și actori, suntem și dansatori pe scenă și automat trebuie să intrăm în pielea personajelor. E destul de greu, trebuie să te informezi înainte, să vezi cum se simțea personajul, de ce se simțea așa, să îi cauți oarecum istoricul, să înțelegi de ce se simțea așa și să reușești să transmiți asta, pentru că de obicei, în filme, spectatorii se pot intra în pielea personajului, pot simți prin ceea ce a trecut personajul și noi încercăm să facem asta. Organizând musicalul, am reușit să ajut și ceilalți actori să intre oarecum în pielea personajului și să-i fac să înțeleagă de ce personajul a luat anumite decizii și automat să transmită emoția aceea. Și chiar în ultimul nostru musical, țin minte că la un moment dat aveam un solo și trebuia să plâng automat. Și era ceva de noutate pentru mine, că evident nu mai avusem ocazia să fac acest lucru și chiar mi-a picat o lacrimă. Nu știu dacă s-a văzut pe camere, dar oricum cred că emoția aceea de tristețe a fost transmisă, sper eu. Și întotdeauna au existat momente dificile în organizarea musicalului. Cred că unul dintre motive ar fi timpul, pentru că oricât de mult timp ți-ai lua, să zicem că începem repetițiile cu o lună și jumătate înainte, parcă timpul trece mult prea repede și nu apuci să faci tot și nu apuci să repeți cât de mult ai fi dorit. O problemă mai ales la început, până ne-am făcut ușor cunoscuți, a fost cu sponsorizatul, pentru că a trebuit să cumpărăm costume, să cumpărăm materiale pentru recuzită și așa mai departe și, așa cum am spus, la început a fost mai greuț, dar după am știut oarecum unde să apelăm. A mai fost o problemă la început cu faptul că era
un lucru de noutate în liceu și automat copiii erau oarecum reținuți, nu știau dacă se implice, dacă va fi într-adevăr ceva serios sau dacă doar a venit o boboacă pe aici ca să se dea și ea mare, că... să se afirme, dornică, exact. Să fie cunoscută de... Exact. Greutăți sunt la tot pasul, în fiecare repetiție se întâmpla ceva, ba că erau copiii prea obosiți și noi făcuserem doar o jumătate de oră repetiție, ba că au apărut conflicte, pentru că până la urmă e ceva normal, suntem personalități Corect. Diferite. Dar am reușit să trecem peste, pentru că asta este cel mai important, nu suntem perfecți, normal că apar greutăți, e important să trecem peste și să învățăm din greșeli. Și până la urmă astfel am ajuns aici, fără ele nu am fi putut să fim unde suntem. În episodul special de Dragobete, de vineri 24 februarie, după 16, apoi în redifuzare aproximativ de la 23:40 și sâmbătă, de la 6:15 și după 11:30, inclusiv live online prin mușcel.tv.ro, va fi difuzată în exclusivitate pentru emisiunea Avangarda Performanței la Mușcel TV, prima parte cu interviurile realizate de Felicia Gănescu și Antonia Ungureanu cu celebrități iubitoare de film, invitate să participe la avanpremiera celei mai noi producții de la Hollywood, în regia lui Steven Soderbergh, cu Salma Hayek și Channing Tatum în rolurile principale.